Duminică, 5 iunie, procesul electoral a fost suspendat în 7 secții din Comuna Vernești din cauza unor buletine de vot tipărite greșit. Cel mai grav incident, ce se datorează într-un mod foarte clar organizării foarte proaste a prefecturii, este o greșeală impardonabilă a prefecturii județului Buzău, în sensul că a transmis buletinele de vot lipsând din conținutul acestora candidații PNL și PSD, iar procesul de vot a fost suspendat. Votul a fost suspendat până în jurul orei 10, pentru că pe unele buletine de vot numele consilierilor erau trecute la secțiunea pentru primari și invers. Au fost tipărite alte buletine corecte de această dată, iar procesul electoral a fost reluat. Această omisiune este practic de natură penală, pentru că astfel se îngrădește dreptul la vot al alegătorilor. Mai mult decât atât, conform articolului 89 din legea 115, da, președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot cu cel puțin o oră înainte. Peneliștii acuză că procesul electoral ar fi fost viciat, deoarece o parte dintre alegătorii care votau dimineață au renunțat din cauza întreruperii. Solicităm anularea procesului electoral în Comuna Vernești, tocmai pentru a respecta legea, și demiterea prefectului pentru proasta organizare a alegerilor în județul Buzău. Procesul electoral s-a terminat la ora stabilită de lege, fără a mai fi prelungit.